Șoriciul murat de ricate sa vedetă de pe masa de Crăciun în 2023. Nu există masă de sărbătoare fără gustoasele murături. Iată cum se prepară. Șoriciul murat de ricate sa vedetă de pe masa de Crăciun în 2023. Șoriciul face parte dintr-un regim alimentar echilibrat, cu condiția să fie consumat cu moderație. Pe masa de sărbători, șoriciul murat va fi un deliciu extraordinar. Șoriciul în saramură este un produs foarte gustos, perfect pentru masa de Crăciun și de anul nou. Șoriciul de porc are efecte extraordinare asupra organismului în condițiile în care este consumat cu moderație. Șoriciul conține acid oleic care se găsește și în uleiul de măsline, o grăsime excelentă pentru sănătatea inimii. Șoriciul poate fi consumat și de persoanele diabetice, întrucât are o cantitate redusă de carbohidrați care nu influențează nivelul zahărului din sânge în mod negativ. Pe de altă parte, șoriciul este bogat în colagen, o proteină care ajută la elasticitatea pielii și ajută la sănătatea oaselor și articulațiilor. Consumul ridicat de șorici nu este recomandat de persoanele care au tensiune arterială crescută. Rețetă tradițională pentru șorici murat. Ingrediente: șorici, câțiva căței de usturoi, boabe de piper, frunze de dafin, sare, apă rece. Mod de preparare: curățați bine bucățile de șorici de grăsime, apoi spălați. Rulați fiecare bucată de șorici cât mai strâns și legați cu oață. Dacă veți ține cont de acest procedeu, vă va folosi la tăierea șoriciului. Luați un borcan de sticlă și așezați rulourile. Bucățile mari se vor așeza pe fundul borcanului și cele mai mici deasupra. Peste rulourile de șorici se vor așeza căței de usturoi tăiați în felii, apoi frunzele de dafin și boabele de piper. Puneți apă rece într-o cratiță și dizolvați o lingură și jumătate cu sare grunjoasă. Amestecați cât mai bine până se dizolvă sarea complet. Se lasă cel puțin 7 zile pentru a se frăgezi. După ce saramura este gata, se va turna în borcan, se pune capacul și se introduce la frigider. Pentru ca produsul să fie cât mai savuros, e bine să schimbați saramura după primele 2 zile. Relatează realitatea.net.